Animale vertebrate, reptile, resursă educațională pentru clasa a 5-a. Caractere generale ale reptilelor. Grupa reptilelor este formată din animale vertebrate mai bine adaptate mediului terestru decât grupa amfibienilor. Prezintă cap, trunchi și patru membre, excepție fac șerpii, care sunt animale apode. Corpul este protejat la exterior de o piele groasă, uscată și, uneori solzoasă, alteori acoperită de pleci cornoase sau osoase. Respirația este pulmonară, iar temperatura corpului variază în funcție de temperatura mediului înconjurător, fiind animale poichiloterme sau numite animale cu sânge rece. Se împart în patru grupe: șopârle, șerpi, broaște țestoase și crocodili. Se înmulțesc prin ouă, care vor fi clocite de căldura soarelui. Șopârlele sunt reptile de dimensiuni diferite, de la adevărați giganți, cum ar fi varanul de Komodo, până la mititelele șopârle Gecko. Capul, trunchiul, coada și membrele sunt bine delimitate între ele. Pielea este groasă și solzoasă. Năpârlesc. Dacă sunt prinse de coadă, ele se pot smuci și scapă, rămânând însă fără coadă. Nu este însă nicio problemă. Alta nouă va crește la loc. Niciodată însă la fel de lungă ca prima. Fenomenul se numește autotomie. Șerpii sunt animale apode care se deplasează prin tărâre, executând mișcări ondulatorii cu ajutorul mușchilor situați în lungimea și de jur împrejurul corpului. Capul, trunchiul și coada nu sunt bine delimitate. Pielea este uscată, solzoasă și neelastică, de aceea năpârlesc pentru a permite creșterea animalului. Unii șerpi pot fi veninoși, iar alții constrictori. Prin ce caractere considerați că amfibienii se deosebesc de reptile? Ați mai putea da și alte exemple de diferențe existente între cele două grupe de viețuitoare? Broaștele țestoase. Există specii acvatice care au membre transformate în adevărate vâsle și specii terestre, la care membrele se termină cu ghiare. Corpul este protejat de țest, format din carapace situate dorsal și un scut osos numit plastron situat ventral. Carapacea este sudată la coloana vertebrală, astfel încât animalul nu poate părăsi țestul. Crocodilii îi regăsim în zone calde ale planetei. Sunt carnivore prădătoare feroce. Au coadă turtită, lateral, în formă de vâslă, iar dinții sunt foarte mari și ascuțiți, cu o mușcătură foarte puternică. Se deplasează mai lent pe uscat, dar înoată rapid în apă.
Căutați informații legate de reptilele gigantice care au dominat planeta în urmă cu peste 65 de milioane de ani. Realizează un material multimedia cu informațiile găsite. Spor la lucru!